pot o să ziceți că este unul nou TDI? O viză sau unul aspirat. Pentru că eu am luat o mașină asta să trag platforma cu ea. Am văzut o mașină identică, doar că a fost berlină, în America. Fiind aici neprins, când aveai pe să prinzi, se vedea urât, le-am luat și le-am pus ca să țină lipă. Trimis la un băiat la Craiova, un prieten de-al meu, mi le-a făcut el și tot așa mi-a montat și demon aici. Văd de emblemă de Porsche. Da, jantele sunt original de Porsche, în două lățimi. Poate am arcul cele de S-Line și pe față niște arcuri albastre. Difuzor ai pus tu pe bara asta din spate. Este un difuzor făcut custom de inox, 63,70 pentru ieșiri. Am stat să bag 150 de fire în jur de 7 ore jumate, 8. Consum pe oraș, dacă te dai la ea, ajunge undeva la 9. Sau prefer, dacă am 10 milioane, bag mașina 5 și 5 ții pentru mine. Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou episod, la un nou review cu o mașină foarte, foarte specială, deoarece nu e o mașină stock, este o mașină modificată și nici nu prea am văzut pe multe canale de YouTube. Să vă prezinte un A4 și un A4 combi, iar legat de motorizare o să aflați voi pe parcursul acestui clip ce motor este, pentru că nu este ăla obișnuit care îl știe toată lumea. Lăsați-mi comentarii și spuneți ce motorizare credeți că are această mașină. Să suntem alături de Cătă. Te salut, Cătă. Băi, pe Cătă-l știu de o grămadă de vreme și știu de când lucrează la mașina asta și am zis, băi, când e gata, hai să o filmăm. Am zis, băi, ai puțină răbdare, că deci de un an de zile lucrez la mașina asta. Despre ce model este vorba? Păi este vorba de un model A4D6-2003, Euro 4. Uh-huh. 2003 s-a fabricat, în 2004 a plecat pe bani. Combi. Ok, hai să spunem oamenilor motorizarea, pentru că toți o să ziceți că este unul nou TDI. O viză sau unul 8 aspirat, ăsta TFSI. Așa, din dar? Din păcate nu e. Din păcate, tot mai multe mașini au fost aduse din America. Majoritatea dintre ele au fost declarate daună totală acolo sau daună totală comercială. Până nu le verificați, nu puteți să aflați această chestie. Iar astăzi am să vă prezint un raport cu un Audi A4 care are kilometri real, dar a înregistrat câteva daune care sunt semnificative. Acest model este un A4 din 2019 și este benzinar, iar mașina a avut o daună pe partea dreaptă față, după cum se poate vedea și în clip. După cum vedeți, mașina este declarată fier vechi și reparare stat vehicul nu, dar mașina a fost exportată către România. Dacă dăm mai jos aici, o să vedem și câteva fotografii cu mașina, cum arăta în momentul când a plecat spre România. Deci mașina asta a fost daună totală. Mașina asta deja acum este în România. Sfatul meu ar fi să vă verificați mașinile, aveți un link de 10% reducere car vertical pe primul link din descriere. 2.0 FSI, 250 de cai la bază, sunt două coduri de motor, cel de 131 și 150 care l-am nimerit eu. Și n-am nicio treabă, nu consumă, nu nimic. Benzinar 2.0, da. Pentru combi. Și tu, din câte mi-aduc aminte, tu mai ai un model, da, un A4. Un A4, dar e berlină trecută limuzină, care e același motor, același an, aceiași cai. Aceeași motorizare, da. Și doar că are volanul pe partea greșită, cum ar veni vorba pe partea. Unii în șanță. Ideea e că eu am luat o mașină asta să trag platforma cu ea. Așa. Și inițial am plecat să o vopsesc aceeași culoare care a fost înainte și peste noapte. Te-ai gândit, bă, hai să... Da. Să facem o schimbare de culoare, da. Cătă este și vopsitor și... Na, a zis, bă, dacă tot sunt cu pistolul în mână, hai să-i dau și o culoare.
o culoare mai specială. Cum ți-a venit ție să treci din gri, că la bază mașina este gri și o să punem poza aici pe ecran cum arăta înainte, la culoarea asta albastru? Cer, prima dată am vrut să o fac în Ardo gri, care e o culoare destul de frumoasă. Și să nu mai treci în certificat. Da, să nu mai schimb certificatul. Ok. Însă am stat noaptea cu buzii noi, ăștia tineri, pe Instagram, pe Facebook, pe mai multe nebunii. Am văzut o mașină identică, doar că a fost berlină, în America, având codul ăsta de vopsea. Ce cod de culoare este acesta? Tu, sincer, nu e un anumit cod. E oricum e ceva custom. E custom pentru că are perlă în ea. Se vede în soare perla cum iese în evidență, iar așa cum o vedeți acum la umbră, da, nu prea... Nu se vede, nu iese în evidență, dar în soare iese. Uh-huh. Și am văzut-o, mi-a plăcut și am zis, bă, dacă tot o vopsești o fac toată, hai să dăm drum la nebunie, vorba aia. Cu ce ai început la partea frontală, să zicem așa, primele modificări care le-ai făcut la partea frontală? La fagure, cea care este și DRS, uh-huh. Am mutat-o pe mașina anterioară, pe cealaltă. Și ai mutat-o pe asta? Am mutat-o pe asta. Ok. După aceea a fost lipul, care l-am luat înainte să iau mașina, chiar. Uh-huh. Lipul din trei bucăți, da, mi-a din plăcut. Plastic abis. Am zis în afară ca asta și vrut. Ok. Și... asta a fost de început. Băi, bara nu pare a fi bara una normală. Bara este cea de S-Line. Așa. Cu mici modificări la grile, care nu sunt grilele cele originale cum ar veni făcute. Da. Doar ce o grilă aici, în partea altă, era 2 milioane bucata. Și am decis ca, mai de buget vorba aia, mi-a și plăcut fagurile astea mai mare, i-am făcut din faguri. Sincer să spun, dacă nu spuneai tu acum, nici nu băgam de seamă că grilele astea le-ai customizat tu și le-ai pus. Într-adevăr, am stat 2 zile să fac grilele astea, pe o bară. Să stai 2 zile să faci niște grilele, e ceva. Ok, ai pus tigele astea care sunt... Da, într-adevăr, am vrut să le fie așa, că se potrivește cu grila de RS. Da. Tigele pe mijloc care... Tigele pe care le-am luat acum, cu recent, că am vrut să... Și nu sunt luate doar de design, sunt cu un scop. Da? E din cauza căldurii. Fiind aici neprins, că n-aveai cum să prins, că se vedea urât, le-am luat și le-am pus ca să-mi țină lip. Aha. Mie la căldură să lăsa. Fiind un plastic... Na, nu știu. Da, un plastic mai casan. Piesa de rezistență la botul mașinii care m-a impresionat cel mai mult, așa, sunt farurile. Da, într-adevăr, farurile au fost schimbate, luate de noi. Da. Au fost cu nichel, inițial am vrut să le iau făcute direct de fabrică, vorba aia, aftermarket, interiorul negru, uh-huh. Dar trebuia să stau încă 3 luni. Și n-am vrut să mai stau 3 luni. Le-ai desfăcut pe astea? Nu le-am desfăcut, eu le-am trimis la un băiat la Craiova, un prieten de-al meu, uh-huh. Mi le-a făcut el și tot așa mi-a montat și demonizul pe interiorul. Pe mai multe culori, nu doar da, mai multe culori. Roșu. Jocuri de lumini, mai multe nebuni. Și asta e totul pe telefon? Da, doar din telefon. Ai aplicația, da. Te-ai conectat frumos. Te-ai deconectat, te-ai conectat să legate la baterie. Ca să nu ai probleme cu poliția asta, mai mult să le spunem oamenilor, când îți pui așa ceva pe o mașină modificată, tu o faci doar pentru show, adică nu vei circula zi de zi cu ea ca să se vadă așa, adică e pe riscul tău, că poți să faci și chestia asta, dar... Da, este într-adevăr pe risc, nu ai voie să mergi cu ele pornite, oricum, când mergi cu mașina pornită, când ai prins farurile, nu se mai văd așa, intensitatea nu mai e aceeași. Se oprește. Se pierde. Se pierde, da. Și am decis, bă, hai să dau un design farurilor. Că le-am luat în același timp cu prietenul nostru Adelin cu P8-ul galben. Amândoi le-am pus și am ajuns așa. Mie unul mi-a plăcut, au mai fost și unii care, bă, că nu dă bine, că nu știu ce. Bă, fiecare își face mașina exact după propriul său gust, gusturile nu se discută. Cât a ajuns această modificare a farurilor? Plus minus. În jur de 100 de ori. 100 de ori, păi nu e mult, merită, după părerea mea merită. Merită, e un plus al mașinii, farurile care am putut să le erau 800 de lei, uh-huh. Plusul cel demonul care te ajungea mult mai mult și am zis, bă, nu am răbdare să trăim cu mașina. Și așa am stat foarte mult după aia, că n-am avut timp, am mai avut-o și în altă parte și am zis, nu, eu le trimit, le-am dus personal, le-am luat personal de pe eu. Ok, deci... Cam asta ai făcut tu la partea frontală a mașinii. Plafonul la fel. Plafonul la fel. L-am făcut cu oglinzile. Piano black, cum ar veni vorba. Da, un piano black, doar că ceva mai frumos, care acum nu se vede că nu e soare, dar în soare se schimbă. Să vină domnul cameraman aici să vadă perla mai mult.
că se cunoaște. Vedeți voi, pigmentul ăsta, de, nu știu dacă se vede exact pe cameră, dar ăsta este perla. În soare iasă în evidență, da. Da. Pe negru se observă mai bine perla decât pe albastru. Dar okay. Albastru se observă, dar acum e ca și cum ar fi un albastru simplu. Da. Îți dă impresia, bă, i-a căzut gunoaie în vopsea. Dar de unde? E perla de la mașină. Hai să o luăm pe lateral, că vorbim de partea frontală. Da. Hai să începem și cu lateralul, pentru că aici avem ceva jante mai speciale. Văd de emblemă de Porsche. Da, jantele sunt original de Porsche, în două lățimi, 8 față, 8 jos față, 9 jos spate. Se vede că sunt foarte ieșite în afară. Ai distanțiere? Da, nu, sunt ETU, care e ETU 21 pentru jantele astea. De asta original de pe Porsche Macan S. Mamă, ai dat o grămadă de bani pe jantele astea. Talentul a fost destul de mult, dar merită. Să știi că merită, dar o să stea oamenii până la final și o să afle și câți bani au costat aceste jante, da. Și de fapt, nu câți bani au costat aceste jante, câți bani a costat tot tuningul ăsta la mașină, pentru că să-ți modifici mașina și da. Când tragi linie deja, te ia capul. Bun, ai zis că sunt jante de Porsche, da? Bandourile cele de S-Line, am avut bandouri simple, cele drepte. Da, a, deci ăstea de S-Line. Mașina n-a avut nimic S-Line. Okay. Mașina e făcută. Bandouri S-Line și după aceea am luat extensiile astea de praguri. Dar adevărat, aștept la Maxcon. Design, ăștia se abună cu alea de 60. Sunt universale. Sunt universale, am înțeles. Amestecă universal, cum e și lipul pe față. Bandourile se evidențiază față de cele normale prin umflătura asta. Umflătura asta care iese în afară. Da, cele normale sunt cele drepte. Uh-huh. Și am vrut să trec la cele de S-Line. Acum, pe parcurs, cred că o să trec la cele de S4. Alea cum sunt? Alea sunt ceva asemănător, decât sunt mult mai ieșite în afară, mai umflate. Mai umflate, mai bombate, da, mai am bombate. Înțeles. Și e diferență, pentru că ăștia sunt până aici, alea mai iasă un centimetru, doi în afară. Ai procedat foarte bine pentru că le-ai vopsit pe ăștia și nu le-ai vopsit și pe ăstea, că era neplăcută chestia asta. Cum e la Audi A4 B7, cele alea de S-Line. Puteți să le iau și pe alea de S-Line aici, S-Line, dar nu am vrut. L-am pus aici o sticlă și pe partea și pe cu Audi. Audi, fiind fundal negru și mașina albastră, dă destul de bine. Ăștia, iar la fel, care sunt universale, le găsiți oriunde. Bă, da, să știi că vin foarte bine, da, pragurile bine ăștia. Bine că sunt măsurate după pragurile mele. Și nici nu ies foarte mult în afară, da. Iar atunci când te urci în mașină și te dai jos, nu atingi. Nu. Ai văzut că la E60 de regulă cam e o problemă cu chestia asta. Am văzut, am montat alte mașini și da, atingi. Eu le-am băgat mai în interior un pic ca să nu te lovești de ele. Ok. Dacă nu ești atins și cobori în grăbișele, ai risc să dai. Da. Ai risc să atingi, da? Într-adevăr. Iar legat de lateral, mai avem cromul care încă... Să devină crom off. A venit implantate negrucios. Deci, dar aplici colan pe ele. Da, nu vreau vopsea, fiindcă nu se merită. Trebuie să insisti foarte mult pe răbdare, crom, da. Cum deja nu prea mai am răbdare să fac cu ea, o să le colantăm. În afară de bărâni de sus, ăștia vreau să rămână crom. Da, asta e un avantaj, că dacă vrei ca să vinzi mașina și da. Poate lui unul îi place crom, ai dat colantul jos de pe în ea. În general, pachetul ăsta de crom e un avantaj la vânzarea mașinii. Da. Pentru că multe n-au fost cu crom. Multe au venit negru, altceva simplu. Ăstea poate au fost dotări. Exact. La cumpărare. Exact. Mai în față avem semnalizări dinamic LED, nu? Da, dinamic LED. Uite ce frumos, dinamicul LED se plimbă de la stânga la dreapta și tot așa. Ăștia e tot așa un bonus de culoare, poate de culoarea mașinii. Pe față ai zis tu că 80, bă, dar cât iasă de mult în afară. Deci pe bun. Au același ET față spate? Da, același ET din păcate. N-am vrut să fie ET-ul diferit. Sunt caucicuri diferite pentru că cele pe față au 80 pe spate 9 și automat am luat dimensiuni diferite la cauciuc. Dimensiuni diferite, pentru că pe spate se vede că e oarecum un pic da. Cauciucul e stretch, da. Stras, iar pe față e drept. Dar nu ai probleme să-ți atingă? Sincer, uite, am fost la Cluj, pe anumite viraje și denivelări, cum e la noi, îl mai atinge. Ce suspensie folosești? Că mă gândesc că nu e aia normală. Nu e cea normală, pe spate am arcuri cele de S-Line și pe față niște arcuri albastre.
Nu, nu e reglabilă, e normală, e fixă. Normală, da, e fixă. E deci viață de static, tată. Cu telescoape pentru sport. Aha. Așa am luat arcurile pe față cu telescoapele, le-am montat, s-au lăsat pe față, pe față am pus cele de ăsta. N-am vrut să fie vin break mai cari, cu ea mai mergi undeva la drum. Și pe față ai mai umblat cumva și la frâne, pentru că oarecum mi se pare trierii ăștia sincer, pe cam măricei. Nu am apucat să schimb nimica pe la plăcuțe și la discuri, dar momentan... Deci ai trierii, stop, ai săi stop de fabrică, ai putea pe viitor să treci la ceva frâne mai mari, deoarece, dacă, bine, dacă te gândești ca să oprești jantele astea. Da. Momentan o să țin jantele, numai ce le-am luat, eu zic că se merită. De moment merg. Ok, bă, arată nespus de bine și pe lateral, dar că vorbim și de lateral, am vorbit și de față, hai să trecem la spate, pentru că și acolo sunt destule modificări. Trecu la partea din spate și aici lucrurile sunt puțin diferite, pentru că, da, nu am văzut până acum un asemenea difuzor pe un A4, bine, poate pe alte modele am observat, dar pe A4 jur că nu am văzut. Despre ce este vorba? Ce difuzor ai pus tu pe bara asta din spate? Este un difuzor făcut custom la prietenul Dragoș, la care se ocupă cu așa ceva. Fibra de sticlă? Da, fibra de sticlă. Ok. E făcut de el personal, după schița făcută de mine și de el împreună. A, deci ați lucrat împreună? Da, am lucrat împreună la schiță, pentru că a avut ceva, un design mai... să nu fie pe toate mașinile, ceva mai diferit. Și am ajuns la acest la rezultat. Acest rezultat, da. De fum aici. Uh-huh. Asta mi-a plăcut mie la nebunie. Bă, dă și bine. Dă și bine, într-adevăr. Dă foarte bine. A fost și greu de făcut și difuzorul, mai ales cu locul acesta pentru stocul de fum. Deci, oarecum tu ai făcut difuzorul, aveai... Inițial nu, eu nu am avut stopul de F1 când ne-am apucat de difuzor, s-a apucat el. Eu l-am luat după aceea și atunci am schimbat schița. Am schimbat planul și am vrut acest lucru să fie mișcă. Pentru că noaptea se vede foarte frumos mers. Pe asfalt, am văzut, da, am văzut chiar de... E ceva care... Pe laterale ai pus continuarea. Da, e un fel de continuare a difuzorului, nu e turnat din fibră. Și continuarea pragurilor oarecum, da, cum ar veni. Cum ar veni și lipul pe față. Lipul pe față, exact. Și tobele care... Da, tobele sunt schimbate. Tobele, da, uite, e un traseu de inox din ce văd eu. Am țeavă de inox, 63 cu 70 pentru ieșiri, pentru că tipsurile au ieșirea, ăsta, intrarea 70 și ieșirea de 100. Am vrut să fie ceva mai mare, mi-am luat de la pilot de pe internet, sunt mulțumit de ele, mi-au picat bine pe mașină. Și acum punem o parte de sunet să vedeți cum se aud. Și senzorii de parcare care sunt pe bară, funcționali. Da. Funcțional, așa am luat mașina cu senzorii. Ăsta deci este colantat, a fost tot așa un nickel. Problema tot nickel. Am vrut să renunț la partea de nickel pentru spate și a rămas doar la geamuri, cu bările de sus. Bun. Și avem triple custom. Custom, deci da, nu am văzut până acum asemenea triple și o să le aprind eu ca să vad oamenii, că probabil se vede acum că e puțin mai întuneric. Astea sunt triple normale, practic, nu? Da, practic triplele au fost normale, iar la fel acestea sunt modificate. Făcute tot la... Făcute tot la Craiova, tot la aceeași bea care a fost și farurile. Uh-huh. Și eu zic că de design pică destul de frumos, pentru că nu sunt... Deci a folosit LED la interiorul lor și cumva le-a dat designul ăsta. Anumită, da. O formă anumită. Care, na, eu i-am spus cum vreau, el a făcut tot la fel schiță și el. Uh-huh. Și am ajuns la acest rezultat care... Da. Bă, e diferit. E diferit, dă bine pe mașină, se vede frumos noaptea. Mai sunt modele ca și al tău, sincer, în România. Sincer, da, mai e un băiat. Cu la galben. Da, MPR-ul Daniel, uh-huh, care datorită lui am plecat la nebunia de a modifica un A4 cu unde. Da. Și am avut ceva mai deosebit. Mai diferit. Da. Cel puțin la noi în oraș. Acum că o fi și în alte părți, nu știu. O să mergi cu mașina la show-uri? Da, o să merg chiar la Arad pe 21 august.
că, na, este mic sau eveniment ceva acolo? Este eveniment show auto, unde vor fi mai multe mașini modificate. Mașini modificate, ce am văzut. Și, na, de-aia am făcut-o, să plec la drum cu ea. Corect. Bă, hai că terminăm cu exterior. Nu știu dacă ai mai avea ceva de adăugat la exterior. La exterior chiar nu mai am nimic. Dar mașina are modificări și la interior, la interior, nu? Da? Da, da, are și la interior. Va mai avea modificări și la exterior, dar... Ce urmează să-i mai faci la exterior pe parcursul timpului? Nichelul ăsta care să dispară, elerul de S4, cel de sus și... Asta unde vine? Aici? Da, cel de S4 vine lipit aici. Ok. Aici, și acela este în afară. Mult? Pentru că nu am portbagaj. Vorba aceea cum era cel de Ezna. Cel de Ezna are aici un pic mai lung. Și o să trebuie să iau pe eleronul de S4 și o să treacă cam peste cel de Ezna. Da, 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 o să vină mult mai frumos. Și acela o să vină o poată de culoare care o să vină iar albastru. Cred că și pe ăsta îl vei schimba cu timpul, dacă nu... Da, o să-l schimb deoarece cum așa am luat mașina, e un pic căpat vorba. Știi ce, aș putea să-ți recomand să pui și cu folie neagră pe el, deoarece se va mai închide. Da, și vei avea și continuarea de la plafonul, da, exact, negru. Pentru că acela vine peste el. Deci el iasă în afară. Sau o să faci un stop cu custom cum l-am făcut eu la Leon. Sau și așa, scrie, așa. Scrie Audi A4 sau ceva de genul, știi? Sau propriul tău logo de la garaj. Da, și așa. Hai să trecem și la interiorul mașinii să vedeți și acolo o piesă de rezistență, pentru că doar Rolls-Royce am văzut că are și anumite mașini ce le-au făcut ei după modelul Rolls-Royce are și acest A4. Hai să trecem la interior. Hai să vedem interiorul de la A4. Din prima cum am urcat în el, deja observ că au fost câteva modificări făcute. Eu nu știu dacă trimurile astea au fost vopsite sau au fost colantate. Sunt vopsite, a venit mașina cu pachetul de ăsta de mahon la interior. Cum să nu-i mai tinderi mahonul, eu am considerat că nu-i pentru noi. Și am zis, bă, hai să nu las așa și să-l fac un negru. Și am ales negru să-l fac și am ajuns la asta jos. Am vrut să fie totul interiorul negru. Tot interiorul negru. Bun, volan normal. Volan normal, momentan. Momentan normal, știu că ai și pe ăla, dacă nu. Am avut unul de S3, luat de mașină de pe S3. Așa. L-am vândut și acum trebuie să mai aruncă volanul, ce l-am luat din Anglia. Și o să vină modificat și acela. O să vină teșit, mai multe modificări. Înainte să să filmăm noi, de fapt am vrut să filmăm de mai multă vreme această mașină, însă câte pe fiecare săptămână, să zic așa, sau câte lună, schimba câte ceva la mașină. Eu i-am spus, băi, niciodată nu o să fie o mașină gata, pentru că o mașină modificată tot timpul cere astăzi ceva, mâine ceva și, practic, am prea prelungit timpul. Da, am prelungit-o cu un an de zile, dar merită. Rezultatul e peste așteptări. Ca și dotări, mașina are 4 geamuri electrice, oglinzi electrice, încălzite și toate cele, panoul de lumini pe stânga, proiectoare și toate cele. Da, nu este o mașină cu multe dotări. Nu are foarte multe dotări, dar... M-a interesat foarte mult toate dotările. Ok. Hai să vedem interiorul ăsta care... mă gândesc că plafonul nu a fost negru de fabrică. Nu, nu a fost negru, a fost gri, cel de fabrică, care chiar a fost și lăsat, de-aia l-am și retapițat. Ok. Și am vrut ceva mai special. Are tapizat tot interiorul, stâlpi, tot, și am ajuns să fac cu fibra optică. Ai băgat ceva lumini fibra optică, da, prin mașină? Da, am stat să bag 150 de fire în jur de 7 ore jumate, 8 chiar. Mamă, dar rezultatul e bestial, jur. Da, merită așteptările, la un moment dat n-am mai avut nici răbdare, dar am ajuns să-l termin. Da, mai e câteva chestii de pus, da, cum ar fi... Da, mai am aici, a depus ăștia că n-am avut timp și ăștia ar mai fi depus și să schimb volanul. Okay. Scaunele pe față sunt... Scaunele le-ai schimbat? Da, am avut interior stoc. Am luat un interior de pe o mașină cu volan pe dreapta. De Anglia, alcantara și piele. Și... Ce bine arată pielea pe lateralele. Nu arată așa. Eu când am luat interior, m-am luat pentru faptul că... Avea alcantara asta sau nu? Nu, că sunt cele de S-Line. Așa. Cu electric lombar. A, uite, de aici reglez, da. Da, da. Așa, lumina la picioare în spate. Dar nu arătau așa. Și ai putut scaunul de pe dreapta arăta foarte rău. Nu m-a interesat lucrul ăsta pentru că l-am luat la un preț destul de bun. Le-am retapițat pe cele de față
la cineva aici în oraș. Bancheta spate arată bine. Da, asta nu ar avea nevoie pentru tapizare. Și are tapizarea de cristal de pe față. Care m-au costat destul de... nici foarte mult, dar nici foarte puțin. Nu ca este retapizată. Da, se vede, uite, că arată prea bine pielea și este o piele perforată. Da, este o piele perforată făcută la Timișoara. La interior cam ce ai mai avea de făcut? În afară, ai zis așa tu de volan, da? O navigație și nu știu, să mă gândesc la fețele de ouă dacă o să le schimb vreodată. Dar nu m-a deranja pentru că... Da, ca să pui de piele. Ori de piele, ori de alcantara și cu cotiera. Cotiera, da. Cotiera m-ar interesa mai mult acum, dar de ce să zic. Bă, și uite, nu le spuserăm oamenilor, motorul ăsta 2 litri, cât consumă pe oraș? Dacă nu prea le-am văzut, adică chiar nu l-am văzut 2.0, 1.8, 1.6, da, sunt, dar 2.0, FSI, da, FSI. E ceva, e codul de motor AVA, e ceva, AVA. Da, e codul de motor al bun, și celălalt cod e bun, dar e cel de 131, sau 136, ceva de genul. Exact. Codul acesta e motoare 150 de cai, consum pe oraș, dacă te dai la ea, ajunge undeva la 9, depinde cum mergi. Doar atât? Da. Așa consum pe oraș, mers frumos linișit, 7,2. Bă, pentru un combi chiar nu e mult deloc. Da, am fost acum recent la Cluj, am consumat aproape rezervorul de 850 de km a mers. Deci nu, nici nu s-a prins pompa, că m-am întors, am mers foarte liniștit. Cu clima pornită, bineînțeles. Cu clima pornită, da. Deci mașina nu consumă foarte mult. Sunt mulțumit de ea, nu mănâncă ulei, nu e 1.8, nu. Să topească ulei, da. Ce a avut probleme mașina când am luat-o eu, mi s-a prindat EPC-ul în bord din cauză, am crezut prima dată că orică e pompa, dar de fapt n-a fost pompa, am luat pompa pentru ea, n-a fost pompa și după aceea am schimbat filtrul de benzină. Filtrul de benzină a fost schimbat de cel fostul proprietar, era unul foarte mic și eu am pus cel care mi-a venit după seara de caroserie și după motor. Da, da, da. Și e unul... Cam astea au fost singurele probleme care le-ai întâmpinat la motor. Am avut treabă. Da, am mai avut poate pe estetic și la interior ce ți-am zis cu plafon, dar rest nu. Bă, da, miștoră, deci merită toți banii cum ar veni vorba, da, vorba plafonul ăsta și cu steluțele astea. E total, total diferit. Cum e, când te duci la un show, ai văzut că majoritatea îți văd mașina din exterior, dar unii mai sunt care mai bagă capul, știi, care își permit să întrebe, că așa e frumos la un show auto, nu intri în mașina fiecăruia și îl întrebe proprietar dacă îți permite acest aspect, pentru că așa mi se pare cu de bun simț chestia normal, asta. Normal, pentru că și noi am fost și noi știm cum vorba aceea cum este. Cătă, eu n-am decât să te felicit pentru că la vârsta ta ai realizat ceva plăcut, adică ai cheltuit banii într-un mod care să te bucuri de ei. Sincer, adică... da, nu sunt genul de la, bă, hai să mergem în club, hai să mergem să ne dăm peste cap, să bem, să fumăm, să nu știu ce. Mai bine din aia un milion, să zicem așa, bag 50 de lei benzină și mă duc și mă prind și de 50 de lei beau și mănânc, vorba aceea, beau un suc, ies prin oraș. Sau prefer dacă am 10 milioane, bag mașină 5 și 5 ții pentru mine. Exact, foarte bine. Pentru că tu ești un băiat muncitor și toate cele... Ca fiecare. Da, depinde de caracterul fiecăruia. Cătă și per total, câți bani a costat mașina ca să o modifici? Cam sincer, câți bani te-au dus toate modificările astea? Între 3.000 și 4.000 de euro, pentru că atât s-a ajuns și jante și modificări. Pentru că ți-ai vopsit tu mașina, spune asta că dacă ar fi o mașină ar veni așa, dar dacă o duceam la altcineva, doar exteriorul mi-ar fi luat poate 1.500 de euro la schimbul de culoare. Exact. La schimbul de culoare e mult mai mult decât același cod al mașinii. Exact. Deci tu ai, oarecum e modest și a spus o sumă, nu din aia cum o dau toți cu mii de euro, e o sumă care... Și au fost banii băgați pe parcurs, nu au fost gata, hai toți oameni. Nu, pe parcurs nu s-au simțit foarte mult. Azi 100, mâine 100, Poi mâine iar 100 până se fac miile de euro și cam asta este. Asta e plăcerea noastră când modificăm o mașină. Bă, băieți, dacă v-a plăcut acest episod, dați și voi un like, un subscribe, un share la acest clip cu mașina asta să o vadă multă lume, pentru că este un A4 combi care, după părerea mea, nu am văzut și oarecum este unic și este o mașină frumoasă. Like, subscribe, share, mulțumesc, Cătă, pentru că ai fost astăzi alături de noi ca să filmăm și voi stați geană pe canal pentru că urmează multe alte clipuri mult mai spectaculoase. Vă salutăm! Pa.